Salutare și bine v-am găsit la Digi Animal Club. Alături de prietenul nostru deja, Cătălin Cornea, dresor și specialist în comportament canin, vom încerca astăzi să aflăm ce rase de câine se adaptează cel mai bine în traiul de apartament. Iar el, ăsta micu în două culori, este tipi-tip. Cătălin, bine ai venit! Bine te-am găsit, ai ratat o culoare, are trei. Unde a treia? Deci este un maroniu, un alb și un negru. Da, am văzut maroniu pe falc așa aici. Eu am crezut că s-a murdărit, că este scociorător de ăsta. Ce rasă este? Este un fox terrier cu păr neted. Are energia tipi-tip. Ia vine aici. Aici. Sus. Aici, aici, aici. Trebuie să fiu un pic ferm cu el, gata. Pentru că îi merge nasul extraordinar. E un câine la bază de vânătoare, scotocitor așa. Și hărțuitor. Da? Și pe baza energiei, pe baza determinării, pe baza instinctului puternic de prădător, de vânătoare, de cățel veritabil de vânătoare, trebuie să ajungem să îl conducem cu un pic de fermitate, pentru că dacă îl lăsăm așa, energia sa ne poate copleși. Deci, el are în jur de 6 ani. Oh! Da? Nu se vede pentru că are multă, multă forță, multă energie în tot ce face. Și totodată, fiind un câine motivat, el își dorește să lucreze, să facă orice pentru a câștiga ceea ce îi aduce profit. Ia. Stai puțin că eu nu înțeleg, Cătălin, câinele șeful casei sau are nevoie de un lider? Aș vrea să nu fie șeful casei, dar câteodată încurcă lucrurile, știi? Programul. Și vrea să-mi facă el mie programul, da. Da, el vrea, are ceva cu chestia roz. Da. E un joc de-al vostru? E un joc de-al nostru. Arată-ne și nou. Chestia asta roz este o invenție. Uite, vezi, se face un castron. Așa. Da? Castron pe care câinele îl știe și din care știe că își câștigă câte o... Recompensă. Da? Recompensă. De exemplu, șezi. Șezi. Așteaptă. Vrei să-ți arăt ceva? Da, te rog. Păi... Deci, așteaptă. Așteaptă. Șezi. Hai sus. Sus, sus, sus. Șezi. Bravo. Aport. Bravo. Lasă. Culcat. Lasă. Bravo. Liber. Dar ce-o prinde nenică? În castronul acesta de obicei îi dau apă. Așa. Da? Sau îi dau ceva de mâncare. Uite, de exemplu, putem să facem treaba asta cu mâncare. Ia. Lasă. Ascund mingea. Dar vezi că nu-i dau niciodată aiurea să mănânce. Și te împinge viața. În general nu trebuie să-i dai câinelui deloc să mănânce, pur și simplu. Trebuie să-l pui să facă ceva pentru asta. În natură, da. Totul se raportează la natura speciei. În natură, animalele, inclusiv câini sau câini sălbatici sau lupi, pur și simplu muncesc, fac un efort pentru a-și procura hrana și o mănâncă cu mult mai multă poftă dacă meritată, o câștigă. Da. Culcat. Așteaptă. Și atunci fac așa, așteaptă, îl pun să o aducă castronul, îi pun mâncarea în castron și așa îl motivez să aibă conexiunea asta cu castronul. Ia, aport. Bravo, lasă. Și pun acolo, da? Ia, lasă, șezi. Așteaptă. Deci pun mâncarea în castron, așteaptă, înapoi, culcat, așteaptă. Da, are chestia cu răsucitul pe partea asta. Da, îi place, știe că este poziția câștigătoare. Hai, liber. Și poate să mănânce din castron. E, în general e bine să condiționăm câinii în preajma castronului. Gata. Vreau să se joace acum. Băi, hai să mai facem și emisiunea. Ce băi, face? Tip. Hai sus. Ce face un câine? Așa. Hărțuitor. Apucă cu dinții și scutură, da? Ce uită-l. Gata, acum trebuie să o ascund, că nu mai înțeleg cu el. Gata. Hai sus aici, că avem de discutat cu Bogdan. Ai, păi, pe bune, tipi-tip, ești genial. E haios foc. Bine, are și botul ăla, zici că și l-a băgat în borcanul cu iaurt și nu ieșea și s-a chinuit și s-a făcut așa mare. Nu? Vorbeam înainte de, apropo de botul ăsta, vorbeam înainte de numele lui. Și numele lui tipi-tip este de la o gumă de mestecat pe care noi în copilărie o mâncam și era cu surprize. E, personajul acestor surprize era un băiețaș cu un nas foarte lung și cu niște ochelari cât capul. Da? Și se numea tipi-tip. E, de acolo i-a venit denumirea. Auzi, dar spune-mi o chestie. Criteriile pentru care, de care trebuie să ținem cont când alegem un câine de apartament, că asta e tema
nu ne raportăm neapărat la spațiu, cât ne raportăm la timpul pe care îl avem să putem să îl scoatem, să-i consumăm energia, să îi dedicăm timp educației. Deci timpul pentru educație, timpul, pentru animal. Pentru, da. Așa. Tipul de energie pe care îl are câinele, pentru că dacă este un câine extrem de energic, necesită un timp îndelungat de a-i consuma energia și de a-l pune la treabă ca să poată să doarmă liniștit în casă. Dacă nu avem acest timp pentru a consuma acea energie, mai bine ne alegem un câine cu o energie mai joasă, da? Da, care se consumă, să zic așa, repede. Sau broască țestoasă, ceva. Asta dacă avem 140 de ani și ne mișcăm ca o broască țestoasă, da? Exact. Așa, deci ar fi timpul și energia câinilor, adică rasa probabil, sau da, dimensiunea. E vorba și de dimensiune, într-adevăr, ai spus bine, pentru că... Stai, gata. Pentru că s-ar putea o dimensiune a câinelui de mărime mare, da? Pur și simplu să ne copleșească atunci când este nevoie să-l plimbăm, când este nevoie să-l controlăm. Și bineînțeles că dacă am 60 de ani, 70 de ani, nu pot să țin un golden retriever care are 40 de kilograme și care atunci când vrea să facă ceva și trage în les, să ne poate pune pe burtă. Îmi iau un cățeluș mic, îl pot ține pe loc, îl pot convinge să mă urmeze. Dacă sunt un tip sportiv, tânăr, vreau să fac mișcare, îmi iau un câine de lucru. Singur. Da, singur și fără obligație acasă, da. Îmi iau un câine de lucru, da, tip Malinois, tip Ciobănesc German, eu știu, poate chiar Rottweiler și alte rase care au multă energie și alături de care ne putem consuma energia, ok, lucrând cu ei. Partener, da. Sau ne luăm un cățeluș mic, așa cum este tipi-tip, să nu ne păcălim că dacă este mic este și neapărat bun de apartament. Un câine cu un asemenea instinct de vânătoare și cu asemenea energie s-ar putea să ne facă numai probleme în casă. Începe să ronțe în casă, să tragă de papuci, să ronțe cablurile și atunci lucrurile acestea ne deranjează. Și toată supărarea pe care o avem, energia negativă pe care o răsfrângem asupra câinelui, îi afectează și în plan psihologic. Absolut. Și nu mai construim relația pe care o dorim cu câinele nostru. Noi chiar dorim să avem o relație strânsă, într-adevăr, bazată pe șef, exact, da? Subordonat, că asta este relația între orice ființă de haită, da? Și atunci, în condițiile în care reușim să menținem relația asta echilibrată, e ca la educația copiilor. Nu poți să educi un copil dându-i palme în cap sau răstindu-te la el non-stop. Sau pur și simplu fiind supărat și din atitudine amenințându-l în orice moment. Trebuie să te ocupi de el, trebuie să relaționezi cu el, să-l înveți ce are de făcut ca să știi exact că relația între tine și el este exact cea pe care o setezi tu, da? Eu sunt șeful, tu trebuie să asculți. Limitele. Dar dacă asculți, culmea, asta este mesajul foarte interesant pe care îl transmis câinelui. Dacă asculți, din poziție de follower, ai toate avantajele pe care nu ți le puteai imagina inițial. Dacă pățești în apartament, așa? Că ăștia știu că se atașează excesiv de un obiect, pantof, curea, nu știu, ce faci? Păi, nu jucăria lui, o chestie, un obiect de-al tău. Trebuie să-l decondiționezi una peste alta. El se condiționează cumva la prezența acelui obiect, așa, îi place, trage de ea, vede cumva că l-ai băgat în seamă, încercând să o iei. Și atunci caută să-ți atragă atenția venind cu acel obiect mereu în dinți. Îi arăți că tot ce credea el despre obiectul acela, că este culoarul prin care reușește să comunice cu tine, nu mai este valabil. Schimbi obiectul. Și schimbi obiectul. Scoți obiectul. Da? Și când a văzut obiectul, îi sclipesc ochii ca la... Da? Ia să vedem. Ce știi să faci pentru mingea asta? Șezi. Hai, șezi. E în trans acum. Bravo. Dă-mi lăbuță. Dar ce încet a dat-o, fii atent. Pentru că se concentrează un câine de vânătoare care pândește prada. Ca și pisica. Exact, are mișcările, da, mușchii aproape blocați și mișcările foarte lente. Ele acolo, da? Fixând obiectul. Ia uite-l. Liber. Bă, dar ce a prins-o. Hai cu sus botul ăla. Sus. Bravo. Haide sus. Eu vreau să joace. Stai în continuu. Haide asta sus. Nu mori dacă haide sus. Și... sus aici. Haide. 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 Mușcă. Ia lasă acolo. Lasă. Bravo. Stai. Latră. Wow! Hai sus aici. Sus. Hai, vine aici. Vine aici. Haide. Stai. Ah, cât aș vrea să fac. N-am loc. Da, exact. Dacă, uite, el a lătrat acum. Dacă, uite, avem un câine care nu știu de ce motive, așa, latră toată noaptea și deranjează vecini, pe tine, etc. Ce facem? Primul rând că trebuie să ne gândim de ce latră.
latră cu un motiv. A auzit ceva afară, instinctele specifice de câine de pază îi spun să, să fie în alertă și să semnalizeze că se întâmplă ceva, da? De multe ori face exces de zel. Într-adevăr, nu ne deranj, nu ne trebuie neapărat această vigilență excesivă. În condițiile acestea îi putem limita opțiunea de a lătra. Îi arătăm că pe acel context, în acea situație, nu e voie să latri. Dar știi când se poate întâmpla asta? Și când suntem în măsură să limităm acest comportament câinelui și el să asculte? Atunci când îi suntem cu adevărat lider. Aha. Dacă încercăm din altă poziție în relația cu el să-i impunem, nu facem decât să-l irităm și să intrăm în conflict cu el. În conflict cu un câine care se consideră alfa, dominant, pur și simplu, nu, te bagă nu că nu te bagă în seamă, te poate sancționa că ai îndrăzneala de a încerca să-i impui lui niște limite. Că din poziție de subordonat, așa cum ai setat o relație cu el, pentru că nu l-ai educat, da, din educație, ușor, ușor, îl pui pe poziția de follower, de cel care urmează, ascultă. Urmează și ascultă, da. Exact. Dacă nu ești în poziția asta, n-ai cum să-i impui o limită. Deci și asta e musai, latră, chestia cu liderul e musai. Da, prin disciplină, prin educație, ajungi să fii conducătorul câinelui tău în relația asta. Dacă ei în haită funcționează toți pe o ordine, pe o ierarhie, noi nu avem cum să schimbăm treaba asta doar că avem niște idealuri sau niște poezii în cap despre prietenia, în ghilimele vorbim, relația cu câinele. Pentru că fundamental din poziția aceea, legitimă de lideri, îi putem înfrâna impulsurile venite din anumite instincte. Deci dacă face pipi pe covor, cum îi înfrânăm impulsul? Da, de ce face pipi pe covor? De exemplu, dacă ajunge la o vârstă și își permite să facă pipi pe covor, să-și marcheze teritoriul, atunci înseamnă că este pe o stare de ușoară dominanță și își marchează teritoriul să se etaleze. E, revenim la aceeași situație. Lucrăm cu câinele, să-l coborâm pe poziția de subordonare și după aceea putem impune să nu facă chestia în acel moment. Că o să accepte. Și el o să o accepte. Dacă nu, va continua să o facă. E, dacă vrem să învățăm câine să nu mai facă pe covor, de exemplu când este pui, are 4 luni, are 5 luni, în primul rând trebuie să-l obișnim cu o rutină. Îi limităm spațiul de mișcare atunci când nu putem să-l supraveghem și după ce îl scoatem din acel spațiu, îl ducem mereu la locul în care vrem să facă nevoie. A făcut-o, îl lăudăm perfect, revenim înapoi. Când revenim înapoi și lăsăm un pic liber prin casă și ne jucăm cu el, trebuie să știm întotdeauna că după câteva minute de agitație, un pui se va opri și va face pișul. Anticipăm noi momentul acesta, întrerupem jocul și distracția, l-am luat în brațe, îl ducem la locul respectiv, a făcut pișul, lăudăm, revenim înapoi și ne distrăm. Eu vă văd pișul, că el e copil, are geanțe, exact, are exact. Acest câine... Da. Dacă vrei să mă crezi, acest câine a ajuns la mine din cauza faptului că fosta lui stăpână îl avea când avea o lună jumătate și se plângea că nu mai poate, nu mai vrea cu cățelul ăsta, că o mușcă de picioare și face pipi în casă. La o lună jumătate, două luni. Da? Și eu l-am văzut, am zis, bine, dă-mi-l mie, l-am organizat și uite-l după 6 ani e cu mine și ne înțelegem bine, mersi. Dar m-am ocupat de el. Ca idee, nimeni nu scapă de educația câinului, de dresaj. Cât durează educația? Depinde până la dresură? Depinde de... Dresura, din punctul meu de vedere, este partea specializată a educației. Este universitatea, da? Tu poți să faci școală, faci gimnaziul, mai faci un pic de liceu și ok, ești cumva învățat. Dar nu te-ai dus la facultate, da? Da? E, așa este și cu ei. Dar educația începe de când este mic. De când e mic, mic. De la 2 luni. Da. Da? De când l-ai luat, încep să-l obișnuiești înțelege, cu niște rutine. Înțelege? Îl obișnuiești cu niște rutine. Cu rutine. Da. Acum stai acolo, sigur nu mai ești de acolo decât asta te întreb în acum momentul X. Cât costă o ședință? Cât durează o ședință? O durează o sesiune de dresaj, poate dura și 10 minute și 5 minute. Dar poți să o faci de mai multe ori de-a lungul unei zile. Da. Okay? Este important să-l impresionezi prin ceea ce faci, să își dorească mai mult și tu să-i spui stop. Hai că ne mai vedem peste 4 ore la o adică și facem același lucru. Uite, de exemplu, vezi, el așteaptă. Văd. Am repetat un pic mai devreme, l-am recompensat, ne-am jucat și am întrerupt. Pentru că sunt în măsură să întrerup interacțiunea noastră. Da, el se conformează și stă cu minte. Dar oricând, la anumite semnale, este dispus să intre iar în stare de lucru. De exemplu, tip-tip, hai, ești gata? Ia stai, treci. Yo-yo, yo-yo.
Opt. Da? Deci e gata să intre pe acel modul de energie care ține de... Ia, stai. Bravo. Frumos. Ia vine aici. Stai. Șezi. Bravo. Uite aici la Bogdan. Șezi. Sus, 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 sus. Uite aici. Stai, șezi. Frumos. Șezi. Frumos. Ia uite, mai. Bravo, viezure. Hai sus aici. Sus. Stai. Așteaptă. Așteaptă. Uite, fac un lucru. Yeah. Da? Așteaptă. Îl condiționez. Așteaptă. Îi impun limita la resurse, ceea ce înseamnă că eu setez toate inițiativele. Da? Eu am toată inițiativa, ceea ce îmi certifică poziția de conducător. Leader, da, da, exact. Da. Cine controlează resursele, care pentru câini sunt foarte importante, este cel care conduce. Exact. El trebuie să se supună. Culcat. Nu prea vrea. Culcat. Uite-l ce săracu. Că nu prea vrea. Pur și simplu trebuie să se supună. Da? Cerinței. Dar culmea că la momentul în care el ascultă, are parte de tocmai de ceea ce își dorește mai mult. Hai liber. Da? Asta a vrut, asta a avut. Dar trebuie să treacă întâi prin ascultare. Da, să se raporteze la lider ca după aceea. Lasă. 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 Stai. Nu lasă, fiu. Lasă. Deci trebuie să le cedeze. Sus. Hai sus, ca să anunci eu material.